Hei, salut, bine v-am găsit! Azi vreau să vorbim despre flirt online, despre cum să nu agăți online o persoană, mai ales când ești bărbat. Să știți că femeile acceptă și își doresc să vadă naturalețe, autenticitate, relaxare și în niciun caz nu vor să fie impresionate. Drept urmare, ar fi bine să eviți câteva lucruri pe care ți le voi enumera acum. 1. Nu care cumva să vorbești doar despre tine. Nici o femeie nu are de gând să stea și să asiste la un monolog plictisitor în care un cocoșel își expune toate proprietățile și toate calitățile și toate diplomele și toate capabilitățile pe care le are. Nu fă chestia asta. 2 la mână. Nu care cumva să te urci cu picioarele pe grumazul ei și să încerci să îi explici cum că ea este la fel ca tine și tu simți chestia asta pentru că ea o să se uite așa și o să zică, bă, da, de unde știi? Pentru că noi nu ne cunoaștem. 3 la mână. Evită formulări de genul, ești femeia pe care mi-am dorit-o toată viața. Ajungem din nou la punctul 2. Nu ne cunoaștem. 4. Evită să vorbești de rău fostele, da? Evită să vorbești nașpa despre foste, pentru că nu dă bine, de niciun fel. Sunteți până la urmă 2 străini, iar ea nu are de ce să asiste la chestia asta. 5. Folosește întrebări. Da? Folosește întrebări. Interesează-te de ea, nu vorbi doar despre tine. Întreabă-o, vezi ce îi place să facă. Încearcă să o cunoști. Și dă-i exact acest mesaj: vreau să te cunosc. Despre asta este vorba. Să știi că femeile apreciază foarte mult naturalețea și relaxarea și foarte multe dintre ele se plâng de faptul că nu există prea mulți bărbați care să le abordeze cu relaxare. În general, toți vor să le impresioneze. Băi, să știți, și vă dau un sfat foarte bun, sper eu, femeile nu vor să fie mai impresionate. Femeile vor să cunoască, femeile vor să fie ascultate, să fie înțelese, să fie curtate, mișto, cu sens, da? Nu vor să fie impresionate nici de mașini, nici de proprietăți, nici de funcții, da? Dacă vor să fie impresionate, băi, știi ce fac femeile? Se duc la teatru. Pa!